Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din GTA 5. Astăzi vom testa un mod care mi s-a părut foarte interesant și anume un mod cu poliție în GTA 5. Eu sunt un agent FBI extrem de bine antrenat. Ea este colega mea, Margareta, știu, aveți probleme să vă dați seama că e o fată, dar chiar e o fată, credeți-mă. Are o mică problemă cu ușile, vă rog să ignorați asta. Așa s-a născut ea în mașină și de atunci deschide și închide ușile mereu. Poate așa, nu știu. Asta e problema ei, nu o să intrăm în detalii. Însă, trebuie să facem. Ok, Margareta încearcă să nu. Să strici traficul. Ok, Margareta vrea să-l arestăm pe ăla, stați puțin. E vina lui ăla care a intrat în Margareta, e clar asta, nu? Domnule, trageți pe dreapta sau vă bubuim! Nu înțelege. Ok, a tras pe dreapta, Margareta, haide. Ignorați gloanțele care le am în mine. Margareta s-a supărat puțin mai devreme pe mine și a tras, dar... bună ziua, domnule! Aveți grijă cum mergeți, da? Hai să... Roger. Așa. E supărată. După ce că a lovit-o pe Margareta, o să-i cerem licența. Oare? Ok, sunt chiar doi aici. Hai să căutăm și vehiculul. Oh my god! Am găsit iarba aici. Arestați, băieții! Arestați! Oh, fuck. Ok. Dacă se opune arestului, nu e bine pentru el. What the fuck? Lovești un agent FBI? Tu chiar crezi că... Oh my god, cum să lovești? Asta e pentru Margareta! Oh shit, gata. Margareta, ocupă-te și de ăla. Gata. Cu plăcere, Margareta. Eu te-am ajutat aici. Te-a bușit cu ușa și am decis să te salvez eu. Iată că prima noastră misiune a funcționat. Eu și Margareta ne-am făcut treaba încă o dată și am ucis infractorii. Acei oameni aveau iarbă la ei mașină și mi s-a părut, bineînțeles, obligatoriu să îi omor. Aparent este un masacru în progres. Margareta, hai să acceptăm misiunea asta. Imediat. Dați-vă că e misiune importantă. Margareta, urcă. Haide, Margareta, mai repede. Așa, vă rog, nu mai coboră Margareta. Așa. Margareta și-a revenit. Trebuie să mergem la misiunea noastră. Eu, cel mai bun agent FBI și Margareta, cea mai normală femeie posibilă, care are probleme cu ușile. Intrăm aici. Oh, nu! Oh, nu! Trebuie să tragem! Margareta! Take cover! Hai cu mine! O, nu! Încă trăiește! Margareta, haide! Ai pistol, Margareta? Te rog, să iei pistolul cu tine, că nu e de glumă. Ăla cumva este un ofițer de-al nostru? Da, este un ofițer de-al nostru. Nu, este un civil. Din păcate a fost omorât. Tragic. O să chemăm ambulanța. Attention all units. Medical aid requested. Eu mi-am făcut treaba aici, deși un civil a fost omorât. Și un polițist. Nu e bine deloc. Noroc că i-am prins din spate pe ăștia că sunt periculoși. Trei, doi bărbați și o femeie. Extrem de periculoși. Încă o treabă bine făcută. Haide, Margareta. E timpul să plecăm de aici. Te rog, urcă. Bravo, Margareta. Te rog, nu coborâ. Oh my fucking god. Te rog, urcă iar. Bravo, Margareta. E timpul să plecăm în noua noastră misiune. Aparent, într-o zonă se aud gloanțe. Trebuie să mergem acolo și să ne facem treaba. Roger. Ok. Aparent, și-au făcut treaba ceilalți polițiști care erau acolo. Adică, în mod indirect, colegii mei. Mulțumesc că și-au făcut treaba. Pare suspect asta, uitați-vă și voi. S-a oprit când a văzut poliția, ați văzut? E timpul să vedem ce se întâmplă. Trage pe dreapta, femeie! Margareta, lasă-l pe mine că tu habar n-ai. S-ar putea să fii chiar... autist, adică... Bună ziua, doamnă! Făcea ceva în mod ciudat, când... Nu? Aparent. Hai să-i cerem licența. Kiera Simmons.
Nu are validă licența. Get fucking wrecked. O să o arestăm. Imediat. Te rog. Ia poziția. Ce face? What the fuck, Margareta, vezi ce se întâmplă? Margareta, rămâi aici, că vreau să mă duc ea în boscheți. Rămâi aici, Margareta! Margareta, rămâi aici! Trebuie să dau smoke, fraieră. Rămâi aici, mă duc ea până în boscheți și mă întorc. Așa, hai că mergem acum. Aici vrei? Ok. Ok, din păcate nu am putut să arăt ce s-a întâmplat acolo, pentru că, bineînțeles, nu poate apărea pe YouTube. Însă ne-am întors la servici și mă simt mult mai relaxat, tot ceea ce pot spune. Mai ales că Margareta iarăși are problema aceea. Avem încă o misiune de făcut. Faceți loc, hai să pornim și sirenele. Dați-vă. Margareta, asta e misiunea noastră. Pentru misiunea asta vom fi promovați, credem, Margareta. Pot să simt deja asta. Auci. Margareta, urcă! Oh my fucking god. Deci revine Margareta încet, încet. Și ambulanța avem aici. Suspecții sunt periculoși. Margareta nu trage în ambulanță. Nu-i chiar util. Predați-vă acum sau veți muri! Margareta! Trebuie să sar și tu cu mine ca să fie mai frumos, dar în fine. Trebuie să schimbăm pe pistol. Aia sunt oare sau sunt civili? Nu știu ce se întâmplă. Oh, nu! Margareta, trage! Nu! Stați ascunși. Margareta, mă ajuți? Ok, o să las pe Margareta să moară. A, nu, trage doar în mine, aparent. Boom. Get sniped. Boom. 10-4. Oh my god, a călcat și mașina pe cap. Încă o misiune făcută. Margareta a fost extrem de utilă și a făcut treaba. Mulțumesc, Margareta. Încă o dată ți-ai făcut treaba fantastic. Cât de zeu sunt. Orice ar spune Margareta, eu spun că nu-mi pasă, știți? Get wrecked. Tag life. Agentul de poliție sau agentul FBI îi dă regli mai Gareta. Precedenți, I don't care. Ok, îl vom trage pe dreapta pe cel din față. Simt că are la el ceva amfetamină. Este Walter White. Coborâm. Încet. Bună ziua, domnule. Suspicious. Ai licență? Nu este valid, apare licența. Hai să căutăm și vehiculul. N-are nimic, dar... O să-i dăm $450 repede până facem următoarea misiune. Haide, Margareta, avem o misiune mai importantă de făcut decât să-l arestăm pe fraierul ăla. I don't care. Nu știu ce trebuie să facem, dar e noapte și noaptea sunt misiuni mai grele. Aparent trebuie să o luăm pe sus. Vedeți cât de grea e misiunea? Aparent s-a terminat misiunea deja. Idioților. Treaba poliției asta. Ok, trebuie să recunosc. Modul cu poliția, pentru mine cel puțin, a devenit plictisitor destul de repede. Așa că am luat un nou mod. Data asta suntem Hitman cu Trevor. I-am luat o mașină de mafiot. Hai să nu ne vadă trenul. Suspectul se află la această uzină și trebuie să ne facem treaba într-un mod profesionist. Parcăm aici să nu ne vadă nimeni. Cred că el e suspectul, cel care merge încolo. O să ne urcăm sus și un glonț de sniper bine plasat în ceafă o să încheie misiunea mea. Imediat. Trebuie să avem contact vizual. Dar el, uitați acolo, pleacă de la munc sau de unde venim. Trebuie să fac...
Da, am primit banii și acum avem aparent o nouă misiune. Este o zi... o zi grea. Am făcut o mică căzătură, dar bineînțeles sunt un hitman profesionist și nu m-a durut. Trebuie să ajungem acolo la următoarea noastră misiune. Ok, următoarea victimă. Oh my god, are 4 agenți care îl protejează. Vedeți și voi ce văd eu? Asta nu e chiar bine. Am capota stricată, la asta mă refeream. Acum am reparat-o. 4 agenți care îl protejează, cu sens e o persoană importantă. Poate chiar e președintele de aici. Putem face asta în modul sneaky sau modul badass. Și eu mai aleg modul badass. Fii atent. Modul badass s-ar putea să fie eșuat. Și aici se încheie episodul. Da, înainte de a scoate furcile și a mă ataca în comentarii, este un episod mai scurt, însă plănuiesc ca pe viitor să pun iarăși videoclipuri mai scurte, nu numai videoclipuri extrem de lungi. Sper că v-a plăcut și bineînțeles, dacă v-a plăcut, vă rog frumos, nu uitați să dați un like și să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să rămâneți pentru bonusul de la final, iar până data viitoare, vă urez tuturor o zi bună! Este asta cumva cea mai frumoasă fată din Los Santos? Hai să vedem de la spate. Oh my god! Fundul acela incredibil! Trevor nu-i poate rezista! Uitați-vă la el, îi tremură genunchii! Trevor! Fuck! A leșinat! Chemați ambulanța repede! Trevor continuă să-și urmărească posibila iubită slash victimă sexuală. Însă din nou îi tremură genunchii. Este mult prea frumoasă. Trevor rezistă! Trevor rezistă! Trevor! Nu îi poate rezista Trevor! Încă o dată Trevor a revenit. Sperăm că de data asta îi va rezista. Hai să intrăm în vorbă cu ea. Hai Trevor. Hai, ești un gentleman. Hai să vorbești cu ea. Oh my god! A vorbit cu mine! A vorbit cu mine!